Ultimele zile, fapt ultima săptămână, de când Orban a preluat președinția Uniunii Europene, timp de 6 luni, bravo lui, stau să mă gândesc ce am făcut noi 6 luni de zile când am avut președinția. Vă aduceți aminte de vreo chestie interesantă? Nu. Bun. Atunci să vedem ce face Orban. Cred că sunteți la curent cu toți în februarie 2022, când a început războiul dintre Ucraina și Rusia, singurul om din lumea asta care a făcut un memoriu pentru pace a fost senatorul Diana Iovanovici-Șoac. Neutralitate pentru România, pacea de la București, am trimis către toate ambasadele, am solicitat audiență și atunci a fost șocul șocurilor când Diana Șoșoacă a ajuns la ambasada Rusiei în audiență împreună cu alți 3 colegi, Mihai Lasca, Dumitru Coarnă și regretatul, Dumnezeu să-l odihnească, Francisc Tobă. Am stat atunci la discuții, am depus memorii, am transmis și către Ambasada Statelor Unite ale Americii. Atenția, ei nu au mail, au doar fax. Noroc că eu la cabinetul de avocat am fax. Nicio altă țară nu a vrut să se întâlnească cu noi. Singura care a vrut a fost Rusia. Mamă, ce mi-a sărit lumea în cap! Și de atunci, înțelegând pericolul în care se află România și poporul român, am menținut o stare a lucrurilor pe cale diplomatică, ducând mesajul de câte ori am avut posibilitatea și am fost invitată la recepțiile ambasadei Rusiei, mesajul poporului român că noi nu atacăm pe nimeni, nu vrem să fim atacați și vrem pace. Și că toată atitudinea aceasta ostilă a guvernului, parlamentului și președintelui României nu are de-a face cu atitudinea poporului român care nu-și dorește să se războiască cu nimeni. Am cerut neutralitate. La 2 luni după ce am inițiat acest memoriu și l-am trimis peste tot, inclusiv Ungarie, evident, domnul Victor Orban preia ideea respectivă și o duce cu tratative de pace, solicitând, uitați-vă în presa vremii, solicitând ca negocierile de pace să se facă la Budapesta. Evident, i-a sărit Uniunea în cap, i-a sărit toată lumea, Orban, trădătorul și nu știu ce. Nu era trădător, e un om care își apără țara sa, așa cum eu mi-am apărat și mi-apăr țara mea. Dar Victor Orban are un avantaj în fața mea. Este prim-ministru. Nu este un parlamentar care să aibă nevoie de o atitudine sprijinită de către guvern, de către președinte. Și nici măcar de parlament. Da? Pe mine m-au făcut putinistă, rusofilă, lingătoare de clanță pe la ambasada Rusiei. În schimb, poporul român, după ce m-a eticheta pe mine cu aceste epitete, îl gratula pe Victor Orban pentru aceleași mișcări pe care eu, din calitatea mea de senator, le făceam. Prima, evident, ulterior le-a făcut Victor Orban. Timp de 2 ani și jumătate, n-am făcut altceva decât să mențin România într-o stare de pace, chiar și atunci când inculții noștri și incapabilii noștri de la guvernare, din Parlament și președintele României, au încercat să ne bage în război cu deasila. Așa că Victor Orban a așteptat momentul prielnic. În momentul în care a preluat președinția Uniunii Europene, în acel moment s-a deslănțuit. De ce? Pentru că el trebuie să pună Ungaria pe hartă. El dorește să facă, lucrează cam în aceeași pași ca Ceaușescu și eu am lucrat la fel, dar v-am mai zis, poziția politică contează foarte mult. Eu n-am avut sprijinul Parlamentului, n-am avut sprijinul Guvernului, n-am avut sprijinul Președintelui și nici măcar poporul român nu a înțeles, da, în cea mai mare lui parte, nu a înțeles demersurile mele. În schimb, a înțeles demersurile lui Victor Orban, care sunt aidoma, dar din poziția de prim-ministru. Așa că, în loc ca Guvernul României, Parlamentul României și Președintele României să-mi acorde sprijinul necesar, că nu se băgau ei, mă băgam eu, da?
astfel încât să pot să mențin și să punem România pe harta pe harta lumii, în acest moment, Victor Orban face demersurile pe care le-am făcut eu și pe care le-am solicitat să le facem și le face pentru a pune Ungaria pe harta lumii și a și reușit. Și ușor, ușor, în jumătate de an, Victor Orban își va consolida poziția la nivel nu numai european, ci internațional. A reușit să smulgă din grupul ID, din ECR, inclusiv din SD, țări, da? Europarlamentari. I-a surclasat și pe cei de la AFD, care stau astăzi, trebuie să decidă dacă vor face grup, cu cine vor face grup. S-au mișcat foarte greu din cauza celor două părți care nu se înțeleg din AFD, cele două conduceri. Când ai conducere bicefală, s-a terminat. Nu poți să faci nimic. Ok? Și Victor Orban și-a creat unul de cele mai tari grupuri, al treilea, vrea să devină al doilea, vrea să devină chiar primul, pentru că înglobează toți naționaliștii, toți patrioții care au luptat. Dar, atenție, avem o problemă pentru România. Pentru că Victor Orban, știm foarte clar, s-a scăvine școala de vară a UDMR acum, când domnul Victor Orban va veni și va avea același discurs. Din punctul meu de vedere, în acest moment, România este în pericol nu numai din cauza celor menționate până acum, dar și din cauza construirii unei poziții fantastice a Ungariei prin acest om extraordinar pentru Ungaria, dar atenție, pericolul Ardealului. Da? Bun. În acest moment, Victor Orban și-a consolidat poziția. Nu vă uitați, mă uitam în articole. O persoană din Parlamentul European, de la Comisia Europeană, din Consiliul European, așa, care este sub anonimat, menționează că Orban nu a avut mandat din partea Uniunii Europene. Păi dacă ești asumat și ești un responsabil al Uniunii Europene și dai astfel de declarații, păi atunci arată-te cine ești, că sub anonimat e abureală. Nu. De fapt, la nivel internațional se schimbă polii de putere, polii de câștigului se înclină către Moscova și, credeți-mă, vor fi zone în care limba rusă va fi obligatorie. Ascultați-mă ce vă spun. Iar România se poziționează din nou de partea celor care vor duce România exact ca atunci când Churchill, pe un șervețel, a tăiat-o în bucăți. Dacă nu știm istorie, suntem condamnați să o repetăm. Dacă nu înțelegem că avem grave probleme și că trebuie să gândim și că ne trebuie persoane curajoase și inteligente să ducă o politică exact ca a lui Ceaușescu, nu e nicio problemă. Să știți însă că pierderea asta a României din acest moment poate fi recuperată. Eu pot să fac asta. Pot să fac asta și voi încerca din răsputeri, pentru că trebuie să contrabalansăm ascensiunea Ungariei, pe care, da, trebuie să o sprijinim în demersurile sale pentru pace, mai ales că primul demers a pornit din România și ar trebui să fim mândri că demersul unei românce, unui parlamentar român, a fost copiat și dus mai departe de către unul dintre cei mai tari suveraniști, Victor Orban, care s-a întâlnit și cu Putin, s-a întâlnit și cu Zelensky, s-a întâlnit și cu Xi Jinping, s-a întâlnit cu toată lumea.
El acum se duce și în India, se duce și în Brazilia, face ocolul Pământului și ridică planeta. De fapt, nu înțelegeți că se schimbă totul și că el este exponentul pe care Rusia și părțile acestea ale BRICS-ului l-au împuternicit pentru a readuce ordinea într-o lume plină de anormalitate. Da? Bun. Să știți că putem. Putem și noi românii. Putem prin unicul senator și unicul europarlamentar care a luat atitudine întotdeauna. Dar ar trebui să vă gândiți că pe Victor Orban îl ridicați în slăv că s-a văzut cu Putin, iar pe mine m-ați înjurat că m-am dus până la ambasada Rusiei, nici măcar până la Putin. Stau să mă gândesc. Dacă aș fi acceptat vreodată vreo invitație la Moscova, ce ați fi făcut? Ce mi-ați fi făcut? M-ați fi linșat. Din toate punctele de vedere, nu mai vorbim mediatic, păi numai că m-am dus până la ambasada Rusiei la o recepție, la o amărâtă de recepție. Ce a fost? Dar faptul că Victor Orban se duce și dă mâna cu Putin este extraordinar pentru român. De ce? Pentru că întotdeauna românul a apreciat mai mult străinii decât pe frații săi. Întotdeauna am apreciat noi românii pe românii care au fost mai întâi recunoscuți în străinătate, de parcă noi n-am avea capacitatea să ne recunoaștem persoanele care merită să fie apreciate și sprijinite.